Canada. Ce o să vă prezentăm noi? O să vă prezentăm tot ce înseamnă despre semințe. Am adus un mic de semințe, că ăsta sunt vreo 11 sau 12 tipuri de semințe în el. Așa, din practic, este bine să știți sămânța cam ce înseamnă. Tipul porumb galben, că-i roșu, că-i năut, că-i mazăre, că-i mei, că-i sor, că-i ovăz, ce mai are aici, că-i secară. În general, trebuie să le știți. Mai are asta de aici, mic negru, este rapiță, iar ăsta mai mare este măzăriche. Nu e un secret, asta de la nata păsărelelor, pe care pescare de bine, acum semințe puteți să faceți voi după inspirația voastră, deci puteți să puneți da, și vreți, de regulă, știe toată lumea, sămânța trebuie fiartă, deci asta este mixul de acolo, fiert. Bine, aici... preparat. Prepararea, probabil că știți fiecare cum se prepară, dacă nu, e pașii sunt simpli. De obicei se lasă să hidrateze, da? Lași la un flat, cam, cum ar da, veni. Da, la un flat, 24 de ore. Folosim... Ca secret, nu puneți nimic în apa aia. Deci nu puneți, începe să puneți sare, zahăr, așa, nu se mai hidrateze. Se formează, ai un proces chimic care se cheamă osmoză, se creează un mediu saturat și atunci apa nu mai intră în boabă. De aceea nu se mai hidratează. Deci tu, interesul tău e să se hidrateze, să intre apa în boabă. Nu puneți nimic în apa aia, absolut nimic. Lăsați 12 ore, 16 ore, o noapte lăsați, după aia le fierbeți. Până la porumb, până începe să crape, noi l-am avut gata făcut mixul ăsta, puteți să faceți mix separat. Fierbeți cânepa separat, fierbeți porumbul separat. Iar un secret, la cânepă. Cânepa este cea mai periculoasă sămânță, imediat se împute. Deci vara ați terminat-o. Noi am pățit și suntem pățiți, deci fierbiți cânepa tot timpul separat, nu o amestecați. Și pe baltă o amestecați și baltă dacă nu s-a împuțit, înțelegeți? Dacă ați amestecat mixul și aveți cânepa și ați terminat, trebuie să le arunci că se miroase îngrozitor, deci nu puteți sta. Deci cânepa tot timpul, și ea se prepară separat, ea are un alt, deci se sparge la o altă temperatură sau perioadă de fierbere. De asta puteți, dacă aveți mixul așa cum e ăsta, așa fierbiți, na, ca tare. După ce l-ați fiert, lăsați-l în apa aia într-o găleată și acolo puteți să-i puneți ce aditiv vreți. În momentul ăla ea începe să tragă, da. Deci puteți să-i puneți un CSL. Nu punem nimic. No. Vrei să-i pui un pic de sare, poți să pui nu, sare nu, sare nu, pentru că iese apa din domnul doctor, știe că... Da, dar nu, stai... Da. Zahărul, iarăși am constatat că previne hidratarea bobului, adică îl lasă... Da, atenție, îl întărește. Atenție, este, îl întărește. Deci vorbim în momentul în care se hidratează, da? Deci când ai pus semințe la uscat, eu vorbesc de fierbere, dar trebuie să-i pui un pic de sare, nu trebuie să-i pui mult ca să scoată apa. La mai mult zahăr am constatat că nu mai... Se întărește. Da, e un fenomen, dacă ești doctor, știi ce înseamnă osmoza. Da, deci. Diferența de concentrație, ieșirea apei din... Exact, exact. De asta nu se pune. După ce s-au fiert, poți să pui. Poți să pui deci un pic de sare. Deci toți și tot după fierbere da, l-am da. Bipat deci atunci. Nu în timpul păi nu, o mare parte nu se termorezistent. Se pierd. Am mai citit pe că se deci pune în timpul fierbere, se pune câte 100 de grame la kilogramul de porumb, de zahăr. Poți să-i pui în timpul fierbere, dar 100 de grame la kilogram nu înseamnă foarte mult, dacă ca și concentrație, nu se concentrează apa, tu ai apă multă acolo, nu fierbi, exact, normal, nu. Tu ai un kilogram de porumb și ai, nu știu, 6 litri de apă, deci concentrația este foarte mică, da? După aia poți să-i pui ce vrei tu, poți să-i pui un CSL, poți să-i pui, poți să-i pui melasă. Poți aditiv faci, care să acopere cumva... Da, asta rămâne la inspirația fiecăruia, nu este o rețetă unică, nu este ceva litere de lege, fiecare... Cu inspirația care o are, știi? CSL-ul nu strică niciodată, că este un produs natural, este un produs extraordinar și ca profil aminoacidic și ca tot. Melasa la fel nu strică, nu foarte multă, că e foarte dulce și iar s-ar putea dacă pui multă să stafidească. Deci iese apa din, o să-ți iasă apa din așa, trebuie să vezi că ai niște boabe, nu le mai ai o boabă cum e asta, hidratată, da? Ai să le vezi stafidite și nu știi ce. Știi cum mai sunt care își pună miere, care își pun astea și apar boabele stafidite și zici, bă, dar de ce s-au strâns boabele? Na, de asta s-au strâns, știi? Asta e deja pregătit, așa trebuie da, să da, da, dar nu mai, fiat, n-am avut timp să o umflăm, că am făcut aseară, știi? Uh-huh.
Ele nu, ea trebuie... Nu, ba da, ba da, el n-a fiert un pic, știi, ca, ca, de, ca demonstrație, știi, el trebuie să spargă. În mod normal ar trebui să fie crăpat. E, nu, da. Uite, dacă ții între unghia în ăsta, e fiartă, n-ai nicio treabă, înțelegi? E moale, vei... Da, 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 am înțeles. Deci trebuie să fie un pic mai mult fiartă decât asta. Uite, asta e spartă, deja, vezi? E spartă. E fiartă și de regă, deci e obligatoriu. Da, dar nu e direct, nu, mâna pe direct. Nu e obligatoriu, dacă depinde, dacă vrei mai repede, vezi întâi și e mult mai ușor. Sau să previne crăparea lor mai... Nu se crapă așa de tare dacă le umfli un pic înainte. Nu se crapă așa de da, mult. Dar e, ideea este să se crape. Chiar sunt mai atractive da, dacă se crape. Nu se crape prea mult, să spune că dacă fie pe direct, să crape mult mai tare decât dacă stau la umflat. Nu știu, mi-l răsit. Da, despre semințe, cam asta zic pregătirea lor. Mai sunt semințe care se pregătesc special, cum e Tiger Nut-ul. Cum se pregătește Tiger Nut-ul? Eu am cumpărat chiar zilele trecute împreună cu un prieten la mine de față. Sincer, nu știu cum se pregătește, că nu am pregătit niciodată. A, da? A, da, de asta mi l-am luat, de asta mi l-am luat ca să sugerez eu. Da, da, n-am discutat cu Tiger Nut-ul. Ce nu știu, nu știu. Nu, n-am prescris. Sau 4-8 de ori, după aia se fierb și după ce se pune zahărul ăla, el lăsat acolo formează ca un mucilaj. Exact, exact, exact. Deci, da, s-a ținut 12 ori. Uite ce frumoase, tot ce frumoase, ce hidratate sunt, tot ce faine. Super. Cumpără cineva? Hai că vinde ceva miroase a porumb. Știu, dar e sale noastre. Da, noi le-am adus aici de ați pregătit separat grâu, nu? Da, da, da. Și aici le-am combinat după ce s-o lucrat. Acum, dacă îi pui, îi pui ceva, o dacă... Zahăr am pus doar în porumb. Pune sare. Sare este potențiator de gust. Deci sarea nu greșești niciodată. E ca la mâncarea de, pentru oameni, sarea în bucate. Exact. Și nu greșești cu sarea, chiar dacă pui multă, nu greșești. Deci n-ai nicio problemă, sarea nu ți-a lungă peștele de bucate. Ca doză, ca să ai o... În funcție de... Ceapa, la sara mult. Dacă nu la lungă sarea. N-ai nicio problemă. Dacă nu la lungă. Îl atragi. N-am pescuit cu porumb murat, noi am pescuit. Da. Ce am murat? Exact cum pula murături, deci așa l-am făcut. Bun. Cu crean? Ok. Crean. Bun. Așa am făcut cu crean, ați pescuit. Ați pescuit cu porumb murat. Care e problema? Ce rezultate ați pescuit? Ăla e dat de bacteria care produce murarea. Ok. Deci da, orică pui porumb, orică pui, dar dacă acum luați niște bolânduieli și strunați sare multe peste el. Sunt în curte, dacă vreau eu cam ăsta. Da, nu știi porumb. Porumb de la la porumb. Porumbul ăla, dacă luați porumbul ăla preparat și strunați multă sare, atrage pește, ok, districat nu-i face și pe ăsta. Așa, deci bine, o mână așa de sare. Hai să discutăm despre sare. Nu, ce te interesează de la sare? Pentru că asta e foarte important. E un atractant, nu? E amplificator de arom. Da. Asta da. Știm, potențiator de arom. E amplificator de arom. Atractant. Este sau nu? De regulă, nu. De regulă noi spunem că orice chestie care o dăm în apă interacționează cu apa. Okay. E o chestie logică. Apa are un pH, nada noastră are un pH. Normal că acolo se întâmplă ceva. Apa tinde să uniformizeze pH-ul nadei. În momentul în care apare chestia asta, noi, ați văzut pe forum, s-a scris și s-a povestit acea undă de atracție. Contrastul. Contrastul, ei, ce se întâmplă? Peștii detectează orice schimbare de la mediul lor natural. Orice schimbare, că e prea sărată, că e prea dulce, el vine din curiozitate, de fapt, ce se întâmplă acolo. Numai din curiozitate? Poate da. La un moment dat are... Lui, linia laterală poate la un moment dat are nevoie niște sare. Nu. Stai. Domnul Ilian, să nu fie prea sărată. De exemplu, eu aseară am fost în supermarket și m-a... Și-a intrat sarea în ochi. Măslinile, și-am cumpărat niște măsline. Peștii nu, n-ar avea nevoie. Nu știu dacă el raționează, știi? N-am să dau cu măslinii, dar aș pune nada... Okay. Da? Deci nada e doar pentru amplificarea gustului. Okay. Sarea. 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 Nada e pentru testare. Ca să o mănânci pescari? Oare! Este un vin acolo în care... Acum, ce să vă spun? Deci Cristos încearcă să... Cristos trebuie să povestim cu săculețul solubil și cu sarea. Nu, hai să mergem pe grundul. Lasă-te la urmă. Acum intrăm în sectorul grundului. Trebuie la grunduri, ce o să vă interesează? De ce este un mic? Nu, e un grund, mă pun de la noi, de la fermă, sunt foarte multe chestii și ca granulații. Nu e același ca și aici? Nu e același ca și aici. Nu, e un grund ca demonstrație, nu...
pe care a fost un grunt mai grosier un pic, știi? Ca să vadă niște lucruri. Voi știți foarte bine. Păi pești n-a spus. Metoda care era cu lapte de porumb. Cred că toată lumea de aici a făcut-o. Bă, poate că să încercăm să o prezentăm, dar vă să o prezentăm o leacă, o chestie mai... Ca mai nu vă mânjiți. Ca să vă murdăriți. De regulă, cam... Ai un kil aici? N-am un kil. Pune ca să fie exact. De regulă, concentratul este cam 10%. Zic așa, ca să vă... aveți un cântar? Dacă ne ziceți ce este în bocanul din mâna dreaptă. Ai luat aici, încet în ghesuială. Și eu am pus un țemințe ăsta, că nu e interesant. Cu toate că... Da, e ok. Ce face praful ăsta? De fapt, e dextroză, ca să vă spun și ce este. Da. Poate aceeași chestie care face laptele de porumb, dar... Care e tot dextroză? Deci, ca să... Din ce făcut? E tot dextroză. Dextroză... Noi aici ca să prezentăm... Dacă ai să încerci să faci o pastă cu dextroză, de praf, ai să vezi... Este tot așa, se încleie așa? Da, dar nu, devine mult mai lipicioasă, nu, e... Ăsta o strâns toate spodurile, că am nevoie de un spod la un moment dat, ca să facem noi o... Da, mă, am o... Deci, acum am ajuns la prezentarea, hai să zic, a grundurilor, ca mod de legare. Și de transportare, de transportarea... Deci semințelor, aici... a bolisurilor în momentul în forma de bulgări, da? Nu cu rachete, nu cu... Mișto să fie foarte colant. Deci ajută pentru la dextroza, ajută foarte bine la colant. Da, da. Da. Păi e aceeași chestie, în loc de lapte porumb, ca să nu mai mânjești pe mâini, așa, așa, pui dextroză. Cam 10%. Un extract de lapte de porumb, până la urmă, urmi varianta praf. E varianta praf. Deci, extract, nu e extract de lapte de porumb, e dextroză. Liofilizat se numește, adică scoasă apa. Nu, așa putem să vindem noi, dar a zic acum nu când îi facem noi reclamă la... hai să zic sar la una la alta. De regulă, când pregătiți, este foarte bine să aveți o țâșnitoare. Să vă spun de ce, aici că nu prea scoate. Aici Petru, fie da, de ce? Pentru că, așa cum fac eu acum, nu o să fie niciodată uniform. Nu, e altceva. Vă să mă întrebați? Nu, ăla e... Cât de repede leagă? Problema este că până nu-și trage toată apa, nu leagă. Să... Cu pulverizatoarea, poftim? Tot dă. Da. O umectare progresivă. Da, da. Neapărat. Deci asta e. Deci un mix ideea. Poți să-l strici din țeavă, poți să-l arunci după aia. Vin, vezi și așa niște pulverizatoare. Da, e 9 lei la Kaufland. La Kaufland, uite, asta vreau să aflu. 9 lei, 6 lei. 6 lei, bun, la Kaufland, da? O să vă puneți întrebarea, bine, dar cât o umectez? În prima fază, deci cum arată acum, ea pare supraumectată, dar nu e adevărat. O lăsăm vreo 5 minute și o să înceapă să tragă. Ei, separat, să se hidrateze dacă vrei particule, cealaltă găleată. Ce să dau? Cealaltă găleată. Deci asta lăsăm puțin. Deci facă treaba. Și acum o să vă pun o întrebare. De regulă când nădiți, voi ați observat, Gabi este fan, Gabi Sandu este fan Billy. Dați un premiu pentru răspuns la întrebarea asta? Nu. Ok. Să vă spun și de ce. De ce? De regulă. Haideți să ne depărtăm puțin ca să spargă de pe suprafață sau să se spargă pe fund. Funcție de. Da. În funcție de ce? Funcție de peștele vizat. Mănâncă peștele de deci, momentul în anotimpul rece. Cum preferat? Deasupra. Deci, nu. În anotimpul rece, nada, grundul trebuie să facă coloană sau trebuie să stea pe fund. Dacă peștii stau pe fund, în anotimpul rece ei stau pe fund. Da. În anotimpul rece nada trebuie să fie explozivă. Trebuie să se vadă că acolo este activitate, pentru că peștii nu mănâncă. El vine mai mult, trebuie provocat. Să ducă pe sus, trebuie provocat, da, exact, incitat exact, cu ceva. Exact. În sezonul cald, nada trebuie să stea pe fund. Dar poate să ridice nimic din el. Sau mă rog, el, nu foarte mult. Nu foarte mult pe coloană, dacă o să aveți o... Dacă dai la ten, vara tot îți convine să e, facă coloană. Vorbim de alt lucru, da. Vorbim de alt lucru. Tenul și fitofagul se pescuiesc... Asta o să o să faceți pescuia, o să o aruncăm în baltă. Gândesc că pescuia era la crabă, da. Acum, da? Deci, asta e un adână, e un adă simplu, e un adă ieftină, e un adă care se bazează pe, noi spunem, biscuit. Cele o pomeniță, cum îl vreți voi. Un biscuit e gras.
biscuiții grasi au calitatea de a fi foarte colant și foarte grei. Deci asta, eu asta sunt ce o să pun cu apă, bănuiesc, o să-mi dai seama cam ce proporție îi bănuiesc. Dacă nu bănuiesc, mai dacă nu mai am, mai avem un punct, nu? A, deci e dificil de făcut asta. Da, nu, trebuie să vă dați drumul la mână, trebuie să știți exact, eu dacă pun ochiometric acum. Dacă nu țișnitoarea cea mai... Că nu văd nimic. Băi, haideți să ne... Și culoarea asta, de unde vine așa? Culoarea este dată din biscuiți, deci din biscuiți, din fabricații, nu, nu colorez nada. Făcut de noi, deci sunt făcut de noi. Biscuiții cum? Da, îi facem noi. Faceți și torturi pentru ocazie. Băi, nu facem torturi. Nu, nu, pare rar, nu întâlnă. Eu știu, e ziua cel mai mare crap. Nu, dar biscuiți, nu faceți direct făina asta, măcinișul ăsta? Stai. E vorba de un proces termic, da? Deci te-ai prins în adă, sunt chestii care procesate, nu-i făină crudă de grâu. Că așa poți spune făină grâu, drojdie, papă. Se face pe baltă. Ok, biscuiții ce conțin? Făină, așa, ok. Asta e un secret. Ok, nu, dar eu când cumpăr biscuiți ca să mănânc eu așa cu lapte sau așa, ei mai conțin niște lapte praf, niște una alta. De cum, domnul Iurea, mă scuzați, mâncați biscuiți cu lapte? Noi folosim biscuiți ca mecanică, mecanica nadei. Nu interesează că s-o cus cu lapte praf, da? Păi mă interesează ce face acel biscuit, da? Deci biscuiții grași fac ceva, biscuiții uscați fac altceva. Înțeles. Înțelegi? Pe smetul face altceva. Există un raport în NADE, sunt trei elemente principale, biscuiți, TTX-ul și pe smet, care în funcție de cum le jonglezi, obții anumite efecte sau nu, da? Prin ce e diferit un biscuit față de un pe smet? Putem dezvolta, sigur. Biscuitul o să vă dezvolt el cu staționarul. Asta e să mă staționarul, nada în staționar, pescuit la staționar, de gubeziană, de maci, e foarte important. Aici poate zic unic, nu e chiar important, doar transport bulgări la distanță, dar pescuitul de staționar este... Bine și pescarul, că na, așa e aruncat nada. Eu ce fac acum, e foarte importantă mecanica. Dacă e cu margarină, înseamnă că e cu soia. Deci asta este o nadă colantă foarte fără colantă. Lapte de porumb, fără nimic, da? Și gata? Deci, da, e colantă din apă. Da, da, uite, deci asta, da, uite ce grea. Puțin, da. Poți să iasă puțin. Îl folosesc ca atare sau mai ești cum să... Bine, acum pui și eu. Feminte, e vorba de transport. Am înțeles. Eu pus gluten. Ce se întâmplă? Eu pus și oași de amidon. Las că o rămân, oricum nu-l iau acasă, știi? Dați-l la mit, da? Puneți în ea. O aromă de mit, foarte puțin. Vă marcați cum vă vățați. Dați la distanță, vă marcați terenul. Pune pe primul tot. Ce se întâmplă? Praful veniți mare, de aici n-are ce mânca. Dar în schimb, așa trebuie de transport. Nu, da. Boabele se urcă în vagonul numărul 5. Bine, ea deja a făcut coculat și asta poți să o citezi un pic ca să o uniformizezi, nu, dacă vrei, dar lasă să mai ia apă. Pardon. Acum diferența între crapiș și cei de la staționar. Staționaristul, când a ajuns la nivelul ăsta, își pune mâna pe situ și sitează nada. Este foarte importantă stare. La noi la crap... Poți să ne explici că nu toți acum ați dedicați la crap. Să duc și ei la un mat, poate. Adică, da. Adică chiar să vă întreb o chestie. Am avut comentarii cu niște prieteni. Băi, ce înseamnă staționar? Bac, cineva mai are un bac? Ce înseamnă staționar, ce înseamnă altceva? Staționar înseamnă vargă rubeziană, maci, feeder. Nu mai avem bar, nu? Nu mai avem. Iar crap înseamnă crap. Și asta e diferența. Da. Deci e diferență feeder, mare. Adică distanță feeder mică și distanță mai mare, cumva. Distanță mai mică și distanță mai mare, cumva. Da, crapul, da, și tehnica e total diferită. Da. Deci la crap... Sculele pe care le folosești... Când la feeder mai mult de 70 nu dai. Pe cuvânt, dacă n-aș bea un pahar cu vin acum. La maci, mai mult de... Stai așa, Petru. Pune-mă, pun și o sită un pic, că se vadă un pic diferent. Hai ca să arătăm acum. Nu. Dau cu nasa și o pahar. Pui acolo. Tu și biscuiți galbeni n-am văzut în comerț. Dar n-ai cum, vezi, acum am înțeles. Dar verde ai văzut? Biscuiți din porumb, mă. Vezi cum lăsă pufulete? Pufulete, ok, man, dar nu pleacă. Dar aici pufulete miroase peletele. Da, are un miros de pufulete. Are și un miros de TX. Tot e de viteză. Miroase fain, oricum. Da, să mănânci. Acum o să vedeți, o să facem... Această nadă conține proteină animal? Deci ascultă un pic. Asta e nadă făcută doar pentru transport. Deci nu e nadă proteică. Deci nu-i o nadă care să hrănești peștele, da? Să-l păcălească. Deci tu la crap, tu n-ai să... Adică
dacă prinzi, folosești mumitoare, tu îl prinzi datorită mecanicii. Nu pentru că, nu știu ce, el vine... Da, ajunge și la partea de proteine și la tot ce înseamnă... eu știu, sunt mai multe forme de atracție, da? Dar ajungem acolo. Și dacă sunt trei pescari, pe trei pontoane? Okay. Da, nu, 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 sunt trei, nu, ce, asta zic, discutăm. Și, asta zic, cum se descurc în ada asta, dacă pescuiești singur, îl aduci, dar dacă el are de ales între tine și doi vecini care dau și cu proteină. Alegi pe la care să mai avem jos, la parter. Bă, ce vorba de trasă. Dacă ai lift, iar. Da, vecinii sunt la vorba de nădire, da? Deci ați văzut ce se întâmplă. Uitați cum arată, uitați cât de aerată în ada. Nu mă deranjează dacă vă aruncați aici, nu? Cred că da. Și până înapoi. Așa se face. Gândește că, da, știu, și am pelete. Da, dar nu folosiți peletele, nu le puneți înapoi sau... De ce nu le puneți înapoi? Ba da, el de regulă... Până înapoi. Deci când ai pus-o asta pe momitor, așa aerată, uite cum se prinde. Nu cade în lase obruste? Păi nu, că acum să, dacă avea... Nu, dar ea mai trebuie, mai trebuie umectată, Petru. Deja a tras și mai trebuie umectată. Da, da. Nu, dacă avea montat Ciprian... Da, asta e tehnic de staționar. La crab nu e neapărat nevoie de sitare, da? Deci nu... Nu e nevoie de sitare neapărat, da? Leagă bine cu faza frumoasă, nu, dar acum o să vedem că să explicăm și cu dizolvatul ăsta. Aduc apă, dacă vrei, dar să plătești puțin, nu zic formă. Petru, mai te-ai vizit gata? Sitarea se face cu mai multe feluri de site, în funcție de... Nu, nu zic care chestia, dacă vreți că poate foarte repede, dați prima dată cu o sită mare și a doua oară cu sită mică, ca să nu te chinui. Da, vor mașina, nu mai te duci tare. Eu am la mine mașina, dar să vezi la mine. Nu mai trebuie sitat.